Noi, dacă vom vedea că își va da demisia din Consiliul Județean, membru al Consiliului Județean, consilier județean, așa, și va veni în ALDE, este foarte binevenit ca oricine. Suntem încă birou interimar, îl putem primi. Da, bineînțeles că în momentul când a venit, ca oricare care a venit, trebuie să și dovedească că va face ceva. Deci Bucureștiul n-a acceptat venirea lui, pentru că știți că, da, Cristi a mai avut unele așa atacuri la adresa ALDE și nu numai, nu la adresa ALDE, la adresa PLR-ului, când noi construiam PLR-ul și în satul mare și în Maramureș. Da, știți cum este în politică, oamenii își mai revin. Mai. Doamna președinte, dar se zvonea și că domnul Ciprian Rogojan va fi interimar, sau a fost o luptă între noul interimar, să spunem așa, noua etapă în care noi se suntem din nou interimar și... Interimar în ce? Interimar la funcție, la... Deci, da. Ciprian Rogojan a fost în fostul birou care s-a dizolvat vicepreședinte. Așa. Din păcate, Cici, că noi așa îi spunem, nu poate participa la ședințele noastre, pentru că serviciul lui este la București, ca și consilier la secretarul de stat de la IMM-uri, și ca atare nu poate să vină. Noi ședințele de birou politic teritorial le facem câteodată în fiecare săptămână, câteodată la două săptămâni. Și atunci, când ai nevoie de vot, când ai nevoie de persoana respectivă să vină să te ajute, l-am trecut ca și membru supleant în propunerea pe care am făcut-o. Am înțeles de la Răzvan, cu Răzvan a luat legătura, că este foarte supărat. Acum este în vacanță, așteptăm să-și termine vacanța și vom avea o discuție cu el, că n-are de ce să fie supărat. Deci sunt oameni care vin, muncesc, sunt prezenți. El vine când este campanie, este adevărat, a venit în campanie, stă o săptămână, încearcă să ne ajute cât poate, dar dacă ar fi să-i dau un sfat, și cred că colegii mei sunt în asentimentul meu, este să se înscrie într-o organizație la nivelul Bucureștiului, sunt 6 organizații aferente celor 6 sectoare, pentru că i-ar fi mult mai ușor să-i ajute pe plan local. Poate trupă de muzică. Nu știți de ce vă spun, dar, doamnă președinte, anul trecut pe vremea asta ne spunea că nu se ajunge la finele lui septembrie și aduce 200-300 de membri, un lider foarte important, și făcea referire la ceva BAC, la BARC, la ceva. Deci a venit, a făcut un spectacol și așteptăm că septembrie... Da, a spus că îi aduce din PMP, dar nu i-a mai adus. Se apropie din nou septembrie, doamna președinte. Nu, deci a fost... deci noi cei care... A, de-aia făcea cu barca, cu da. Barcul, cu morar, cu pod, da. Am înțeles acum. Deci, cei care am lucrat la o propunere pentru structura biroului și care, bineînțeles, ne-am consultat și cu viitorii membri, toți au fost cam de aceeași părere că, virgulă, contribuția lui este mai mică pe planul organizatoric. Deci, dacă nu ești aici, dacă nu mergi să participi la alegeri, este adevărat. Și mie mi-ar plăcea să vin numai când este perioada de campanie, să fac așa o tură, să stau la birou, toate să fie organizate, toate să fie bine puse la punct. A venit cu aia, trebuie să înțeleagă. O să mă aștept poate într-o conferință la care va participa să-l întrebați. Da, poate nu, bine, poate i-a dirijat în altă parte. Nu a venit. Martori sunt colegii mei. Da. Aveți mulți și mulțumiri în ceea ce privește alegerile pe anumite localități? Da. Avem și mulțumiri și să știți că dumneavoastră știți foarte bine că după alegerile parlamentare au fost câțiva consilieri pe care normal cărora trebuia să le ridicăm sprijinul politic datorită implicării sau mai mult a neimplicării în ziua de vot și bineînțeles și în campania pentru parlamentare. Am mers pe principiu că hai să nu-i dăm afară, să le mai dăm o șansă și vreau să vă spun că oamenii au contribuit și s-a văzut în procentele pe care le-au făcut la alegerilor parlamentare, lecția nu le-a stricat. De data aceasta, ce a fost? Leordina, Săpânța, unde ai răspuns tu, Mihai, pentru că fiecare membru din birou a avut o răspuns. La Giulești nu este cazul, deci Giulești a scos 50%. Deci, da, mulțumiri, da, da, da. De mulțumit la mulțumit.
Nici Bogdan Vodă nu putem să spunem că nu a făcut, dar atunci când voturile PSD-ului sunt chiar cu un vot mai mari decât voturile PNL-ului, normal că ești supărat pe omul tău care este și primar, avem și viceprimar și mai avem și încă doi consilieri. Și chiar dacă am fost întrebată la București că dacă am ceva cu doamna primar de la Bogdan Vodă, i-am spus că eu nu am cu nimeni. Eu vreau ca toți oamenii pe care i-am pus ca și președință și cu care am avut discuții, îi consider prieteni și vreau să-i văd întotdeauna în campanie. Mulți încă nu înțeleg ce e aia campanie. Nu înțeleg că trebuie să vină la Baia Mare să le dăm materiale, chiar dacă noi le dăm materialele. Deci nu înțeleg de ce ei trebuie să răspundă de două, trei localități, pentru că am avut o strategie care a fost transmisă de la București, prin care fiecare membru al biroului județean mai avea, în afară de localitatea pe care o păstorea, încă două, trei localități de care a fost responsabil. Și n-a făcut nimic, n-a făcut nici măcar să strângă procesele verbale din aceste localități. Și după care au venit foarte indignați că ei au muncit foarte mult în ziua votului, că au transmis procesele verbale prin fotografiere și așa, și să fie mulțumiți cu ceea ce au făcut. Nu este chiar așa. Deci dacă la nivel de București, și nu știu dacă știți, la ultima ședință de săptămâna asta, am ridicat sprijinul politic la trei vicepreședinți din județul Bihor, vicepreședința ALDE, la nivel de Consiliu Județean. Deci Bihor, Vâlcea și Buzău, parcă. Deci n-a contat că este vicepreședinte, nu s-a mai mers pe varianta că știți, suntem deja în precampanie, ce facem? Acum dăm de pământ cu oamenii noștri? Dacă oamenii nu s-au implicat, dacă oamenii nu și-au făcut datoria față de organizația pe care o reprezintă sau filiala pe care o reprezintă, au fost schimbați. Și nu există niciun te iert. Pentru că dacă eu îi iert pe colegii mei, pe mine Bucureștiul nu mă iartă, să știți. Și nu este prima dată și nu este nici a doua oară când sunt ridicată în picioare pentru rezultatele pe care le scoate Maramureșul și pot să se supere colegii mei, dar v-am spus, după ce vom termina validarea biroului așa, vom lua și măsurile de ridicare la cel puțin, parcă 8 din analiza pe care am făcut-o, de consilieri, sprijinul politic la vreo 8 consilieri locali. Ne pare rău, ați văzut Sibiu, a ridicat la 25 de consilieri. Și îl întrebam pe colegul meu, pe Gabi Gheorghe, zic, măi, dar de ce ai luat măsura asta? Păi, Cornelia, nu se mai putea. La ședințe nu vin, nu? Cotizația nu și-o plătesc. După materiale nu vin. De repartizat materiale nu fac. Afișajul în perioada de campanie nu. Dar ei sunt consilieri locali. Am luat pe următorii de pe listă și au venit. Este adevărat, noi mai avem încă o problemă. Avem o problemă la Bocșcoi. O problemă foarte gravă, unde primarul PSD nu vrea să ne valideze consilierul local. Fostul consilier trebuia să-l retragem pentru că a pierdut procesul cu Ani și am nominalizat de câte luni? Nu, la repede am pus de vreo 7 luni. Aici e de vreo 4 luni. Așa? Am fost și în Bocșcoi să discut cu domnul primar, nu l-am găsit. Am transmis secretarului de la primărie, domnule, nu se poate să stăm așa. Deci este consilierul nostru, vă rugăm să ne puneți pe poziția pe care o are conform alegerilor din primăvara lui 2016. Așa că s-ar putea să îi schimbăm pe ăștia 8 și să avem aceeași problemă care o avem cu celelalte două localități. N-am să vă dau lista încă până nu o discut în birou județean și vă rog să mă înțelegeți. După care, la următoarea conferință, o să știți exact. Sunt din localitățile care au scos 1-2%. Deci, da, nu este normal, pentru că în fiecare asta, vă ziceam, am făcut biroul, nu? De 10-11 membri. Nu? Targetul pe care l-am dat, nu l-am dat un target, faceți-mi câte 50 pe persoană, nu? Am dat fiecare membru 10, fiecare om în secția de votare 10. Eu nu cred că fiecare nu are 10 neamuri în localitatea respectivă, să nu le zic că votez cu ALDE. Nu? Deci, ne-am mai întâlnit și cu scandaluri de genul ăsta, că m-am certat cu socrii, că fratele meu din Spania a zis că dacă socrii votează ALDE, ei nu mai vin acasă. Deci mesaje din astea care, vedeți ce se întâmplă, nu? Vedem
referendumul, nu? Vedem Iohannis în ce situație este, nu? De ce? Ama nu spuneți că la nivelul administrației prezidențiale nu sunt consilieri care să-i spună, vezi, tată, că ce spui tu nu este constituțional, nu te face de sfânta minune. Și exact cum spunea colegul meu de la Timișoara, Marian Cucșa, cine plătește banii ăștia? De ce n-am dirijat banii ăștia la spitale sau, nu știu, la căminele de copii sau la bătrânii care sunt cu probleme și... V-am spus, la toate o să existe într-o zi un răspuns.